cel mai mare simultan de puzzle din capitală organizat pe platoul Piața Amzei. Organizatorii și-au dorit să marcheze astfel Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, celebrată în fiecare an pe data de 2 aprilie. La eveniment au participat copii și adulți, persoane cu nevoi speciale, însoțitorii și aparținătorii acestora, dar și simpli trecători. Platoul Piața Amzei, în afară de un târg tradițional, vă oferă și diverse evenimente sociale. Astăzi, fiind Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, ne-am gândit să vă oferim niște puzzle-uri. Puzzle-ul este simbolul autismului, pentru că este un joc care presupune multă atenție, multă concentrare. Expozanții, meșteșugarii, făurarii și organizatorii târgului săptămânal Platoul Piața Amzei au oferit la final cadouri concurenților, precum și degustări și mostre din produsele comercializate sau realizate în atelierele lor.